Hello, la 4 după masă, într-o nouă zi. Astăzi m-am trezit la 10, dar până am aranjat pe aici, că ce era, nu vă imaginați. Așa e când lucrezi, totul e de-a valma. Dar mi-am pus, am strâns tot ce era de Crăciun ca să termin jurnalul acesta și mă gândesc să fac și lucrarea... Să lipesc șervețelul acela pe care vreau să-l fac ca și lucrare pe o hârtie. Așa că, da, o să folosesc lacul acesta adeziv pe care l-am pentru tehnica șervețelului. Sincer, l-am de la Hobby Art aici din Sibiu. Și nu sunt chiar încântată de el, nu mai știu, l-am de foarte mult timp. Și nu știu dacă nu cumva din cauza că e... vechi s-a cam întărit și se usucă destul de repede. Dar aseară am stat până pe la 2 și mi s-a terminat și bateria la telefon, așa că n-am mai filmat. Însă am făcut unele lucruri și vroiam să vă arăt că am decorat buzunarelul acesta și am făcut și am decupat imaginea pe care o aveam din poza pe care am, după care am desenat pe Dai Li și l-am pus pe un carton, pe spate se poate scrie și l-am pus în acest buzunarel. Pe acesta vreau să-l lipesc, o să văd unde. Iar am făcut și punga aceasta, am decorat-o, nu știu exact ce v-am arătat... ce am filmat ieri și ce nu. Am decorat și printul acesta. Am pus doar stickere, nimic. Pentru că astăzi vreau să folosesc acrilicele sau acuarelele. O să văd ce anume folosesc din ele. Am făcut de asemenea și pungulița aceasta. Am pus șervețel peste. Și am pus un citat. One touch of nature makes the whole world kin. Nu știu cine este acesta. Și am mai făcut ceva. Nu știu că am mai făcut. Și acesta. Și îmi place foarte mult cum a ieșit pe negru chestia asta. Șervețelul pe negru. Chiar frumos, nu prea arată pe cameră cum trebuie, dar în realitate arată extraordinar. Și am făcut un mini colaj. Oricum o să întorc camera și o să vă arăt ce am mai făcut pe aici, pentru că unele le-am prins direct de pagină și cred că cam atât. N-am mai făcut altceva, dar astăzi aș vrea să termin tot ce se întâmplă pe aici, că deja ia cam mult timp. Ia cam mult timp și nu vroiam să-mi ia atâta. Mai vreau să și decupez, să scurtez paginile, că nu am reușit să scurtez, dar da. O să întorc camera și o să vedeți ce am făcut. Am aranjat și pe masă, slavă Domnului! Am pus fiecare chestie pe care o folosesc în astfel de suporturi pe care le-am luat și varfurioare pe care le-am luat de la Jumbo. Și aceasta de lemn, nu mai știu de unde am luat-o pe aceasta. Am luat de la Meridian chestiile astea, care cred că stocătoare sau ceva. Dar am tot lipit pe masa aceasta și se cam deteriorează. Că nu m-am gândit să pun ceva mușama sau ceva peste și vreau să folosesc chestia asta și aici am ce mai folosesc, cappuccino, că deja nu mai pot. Vreau să folosesc și chestia asta și mi-am adus asta de tăiat, că am văzut că e sârmă, am vrut să o folosesc ieri și nu, n-am reușit. Ce am mai făcut, singura chestie pe care am mai făcut-o, de fapt două, am prins
foaia aceasta pe care o aveam și pe care desenasem ursuleții aceștia panda și am prins-o cu o agrafă din aceea, de am cumpărat-o de la Jumbo. Și pe acest pachet de l-am avut pe, de la masca de față, am pus chestiile astea aurii așa și pe spate am lipit tot așa un cervețel. Și cred că arată foarte bine, nu știu că o să-l mai decorez, dar o să văd. Și în rest atât. Nu am mai făcut absolut nimic, așa că vreau să încep de aici. Am pus și chestia asta. Mă gândeam că poate vrea să-și pună diverse poze sau diverse chestii. Și încă nu știu exact cum aș vrea să o decorez. Am hârtia aceasta de împachetat și mă gândeam dacă nu aș putea să o pun aici pe margine. Cred că e destul de complicat. Sau aș putea să pictez ceva pe ea. Cred că mai degrabă. Ok, ceea ce voi face cu după, adică la pictat, asta va fi ultimul lucru pe care îl voi face. Nu știu unde voi mai face. Vreau să pun totuși asta. Să o prind, dar nu știu exact unde. Că nu vreau nici să devină jurnalul acesta foarte bombat și plin de chestii. Vreau să las, să-i las spațiu să-și pună și ea creativitatea la contribuție și să-l decoreze așa cum îi place. Dar singurul lucru care îl regret e că nu i-am pus mai multe hârtii pe care să scrie, dar poate își va pune ea, mă rog, cu fiecare după gusturi. Eu am vrut să-i pun mai mult poze din acestea cu panda, din ceea ce am eu printat, dar oare arată bine chestia asta pe margine? Tapetul acesta l-am lipit cu acest craft glue pentru că lipiciul normal nu ține. Sper să reziste asta. Vom vedea mâine și am hotărât că vreau să fac buzunare aici pentru că era destul de complicat de a ține chestia asta dreaptă fără să zboare în toate direcțiile. Așa că da, am lipit și asta
tot, am lipit cu lipiciul ăsta, văd că ține deocamdată, o să văd tot așa mâine. Iar acum mai am, nu, asta vreau să o lipesc aici. Am șervețelul acesta și îmi dă așa un vibe de China. Așa că mă gândesc că o să pun o bucată pe el, chiar dacă taie până aici sau nu contează. Dar îmi dă așa un vibe de China. O să tai pe marginea aceasta. Și cred că va merge cu asta. Oricum, pe spate o să se vadă negru. Eu zic că arată ok, sper că vedeți. Ok, o să încerc acum. Cervețelele acestea, nu știu cât cunoașteți tehnica aceasta a cervețelului, oricum sunt pe internet, cred că o mulțime de tutoriale. Cervețelele de obicei au mai multe straturi, 2-3. Se desfac celelalte straturi, cele albe, până rămâne doar primul strat și acesta se lipește pe suportul pe care îl dorim să fie lipit. O, cred că va arăta ok. Și am acest lac. Sper să meargă. Se pune lac din abundență sau cred că lac îi zice, celălalt l-am ca un, într-o cutie, după ce o să-l termin pe ăsta, o să-l încep pe celălalt. Da, iese foarte greu. Am obosit strângând la el. Și se ia o pensulă. Și se întinde chestia asta. Trebuie să se întindă pe toată suprafața pe care vrem să fie șervețelul pus, fără să fie goluri de aer. Ups. Da, nu vă luați în, din asta că e... Aoleu, m-a obosit. Și se întinde apoi cu pensula. Cu aceeași pensulă se întinde pe toată suprafața acestui șervețel. Și se întinde ca să fie cât mai drept. Și se lasă să se usuce sau se usucă cu feonul. Eu o să-l las să se usuce singur, că oricum
până se usucă o să mai fac diverse efemera pe care vreau să le pun în acest jurnal și pentru că tot sunt la capitolul acesta, o să fac acum și șervețelul acela de hârtie cu zăpada, cu iarna. Am caietul acesta de la Canson și e destul de mare. Nu e el chiar cât dimensiunea aceea de la a șervețelului, dar mult prea mare acest caiet pentru suportul acesta pe care l-am. Așa că o să folosesc o astfel de pagină care e pentru mai mult sketch, dar prinde foarte bine și acuarelă și acrilic și tot. Și cred că intră. Chiar dacă nu e toată mărimea. Că oricum o să intervin peste el, așa că e ok. Deci o să rup o pagină din aceasta. Și o să vă și arăt. Eu sunt foarte mulțumită de caietele astea. Acesta este caietul pe care l-am, în caz că vreți să-l achiziționați. Eu sunt foarte mulțumită de el, nu e nimic sponsorizat sau așa. Îl folosesc caietul ăsta de, cred că de prin 2015 și are 50 de pagini, după cum ați văzut, nu am folosit prea multe. 160 GSM are grosimea paginii. Rezistă, după cum ați văzut, numai acuarela am făcut, așa că merge. Aici zice doar desen, în creion, grafic, dar merge și acuarela. Dacă nu puneți foarte multă apă, merge. Acesta este al doilea gel pe care l-am pentru tehnica șervețelului și m-a costat 33 de lei. Are 250 de grame, dar cu siguranță e mai ok decât cel pe care l-am folosit, pentru că ăla e dezastru. Deja nu mai simt mâinile. Fiind foarte mare, o să-l fac pe porțiuni, pentru că se usucă destul de repede. Așa că dacă faceți lucrări mai mari, să luați în considerare și chestia asta. Am dat și peste el. După cum ați văzut, deci invariabil ăsta de mii de ori mai bun decât porcăria asta ce măsa e. În fine, o să îl las să se usuce și o să mă apuc de celelalte lucruri. V-am arătat pagina aceea cu păsărele pe care am desenat-o și am decupat păsărelele și mă gândesc că o să o țin așa ca și stencil și acestea păsărelele decupate acum nu știu dacă o să le folosesc în proiectul de astăzi, dar cu siguranță le voi ține. Vreau să vă arăt că s-a uscat chestia asta și arată așa, în afară de faptul că lucește de numai.
nu prea se mai înțelege absolut nimic. Deci clar nu voi mai folosi lacul ăsta adeziv. Pentru că s-a uscat și chestia asta și arată exact cum mi-am dorit, adică mat, așa, fără nimic, și s-a uscat foarte bine. Șervetul acesta era ceva de pus pe masă, așa că e foarte transparent, deci e la fel ca prima parte a șervețelelor și sunt foarte încântată de cum a ieșit. Așa că următorul vlog va fi să desenez chestia asta. Acum însă o să tai nebunia asta. Să sperăm că voi tăia fără să tai și ațele. Sincer nu îmi place cum a ieșit, dar mă gândesc să adaug pe ea diverse chestii, așa că nu o să rămână chiar așa. Am pungile acestea de plastic de la diverse chestii pe care le-am cumpărat și pentru că nu vreau să lipesc șervețelul și pe partea aceasta, o să bag o astfel de pungă, să văd care, cred că o să întoi. Să nu se lipească șervețelul.
Salutare, într-o nouă zi de vlog. După cum ați văzut, aseară am început să desenez unele pagini din acestea, adică să nu le las chiar pagină, culoarea paginii și să fac unele chestii cât de cât legate de panda. Problema e că cred că îmi lua de zeci de ori mai repede dacă nu aveam paginile legate, dar asta este. Acum lucrăm cu ce avem. Eu o să mai continui să termin și tot jurnalul ăsta de desenat. Am reușit să fac toate pachetele și tot ce va intra în acest jurnal. Așa că sper că astăzi să termin toată nebunia asta ca să mă apuc mâine de globulețe. La 4 mă duc și la copilaș ca să facem desenul cu jungla și cu ce-i mai trebuie. Și sper să reușesc să vă pun în vlog și macheta terminată complet. Dacă e încă lumină afară și se vede ok. Dacă nu, asta este. Aveți așa o imagine de ansamblu cam cum o să arate machetuța. Dar da, să continui ce am început aseară. În sfârșit, l-am terminat. Jurnalul pentru Maria arată așa. Sper că vedeți. Este două noaptea. Și așa arată. Cred că am făcut elasticul acesta prea strânt, dar asta e. Charmul am vrut să-l fac, numai că cred că îi lipsește ceva părți, așa că am renunțat, o să caut ceva prin ceea ce am, să văd dacă reușesc să-i pun ceva aici, dacă nu, asta este. Dar da, mi-a luat toată ziua, în afară de o oră jumate cât am stat și am pictat acea cascadă cu copilașul. O să vă las o imagine să vedeți ce a ieșit, munca lui. Dar da, să întorc să vă arăt. Am optat pentru închiderea asta pentru că, din păcate, printul acesta l-am făcut prea mare și deja m-am lipit pe el ce vroiam să fie și trebuia întâi să-l fi tăiat, dar asta este. Am uitat, așa că am făcut închiderea asta ca să fie prins de aici de sus. Pentru că nici sus, nici jos nu are lucruri care să se îndoaie. Așa că am lipit și ursulețul pe copertă. Sper să vedeți că ce e pe biroul meu. Dezastru total. I-am pus și această floare în caz că vrea să decoreze mai mult cu ele. Am reușit să fac, cum să vă arăt, să vedeți? Să fac rama aceea. Nu știu cât am mai filmat din ele pentru că n-am mai avut. La un moment dat am renunțat, am zis că e prea mult pentru mine. Și așa că am făcut în afara camerei, așa arată.
Aici poate să-și pună poză sau, eu știu, amintiri, ceva. Aceasta cred că am făcut-o cu voi sau nu mai știu. Nici asta nu mai știu. Dar am gândit-o ca un writing board, am și scris aici, adică atunci când vrea să scrie și este ceva proeminent, poate să scrie aici, pe chestia asta. Și de asta le-am pus aici, astea două și floricica. Printul acesta, sper că vedeți că la două noapte nu mai am nicio lumină, toate luminile aprinse. Printul acesta mi s-a părut că este foarte simplu. Ca și lucrarea arăta mult mai bine decât printul, așa că m-am gândit că dacă aș pune câțiva stropi, ar îi da așa un aer de magie, ceva. Sper că și vedeți. Și o scoate într-un fel în evidență pe Bao Bao. Apoi pe spate am făcut niște frunze așa de bambus. Și aici poate să scrie. Pe șervețelul acesta am încercat să fac câțiva, doi panda și niște flori de cireș. A rezistat destul de bine. Am vrut să-i arăt că poate să și scrie sau poate să și deseneze pe el dacă vrea. Deci e destul de rezistent. Asta am vrut să văd dacă rezistă la acuarelă și a rezistat. I-am dat și cu acrilic pe deasupra, cu una din culorile alea cu sclipici de la Pepco. Dar așa a ieșit. Ursuleții au fost făcuți în stil chinezesc, așa pe rapid. În buzunarul acesta, care e din punga aceasta de la Pairidaiza, pe care n-am mai decorat-o cu mare lucru decât cu două sticăre, am pus tot așa un tag pe care am pus puțină culoare și acesta pe care n-am mai pus nimic. Acestea le-am lăsat unele și libere ca să le decoreze ea cum dorește. Apoi vine acest jumătate de șervețel, această hârtie pe care iar am desenat-o, deși pe ea se poate scrie, și am dat cu stropi. Stropii ăștia întotdeauna dau așa un aer drăguț paginii. Aici n-am mai pus absolut nimic, aici am decorat decât cu washi tape și sticker, la fel și pagina asta. Punga aceasta am decorat-o așa și tot așa cu stropi și deasupra aici i-am pus și o dantelă din aceasta, iar aici cu washi tape am pus două frunzulițe așa și am pus tag-ul acesta. Și acesta. Pe spate tot așa n-am mai decorat cu absolut nimic. Am pus decât washi tape. Care pot că s-a șters lipit. Nu înțeleg de ce nu ține lipiciu. Pritul ăsta m-a cam dezamăgit astăzi. Cred că și din cauza că ori e pe terminate, ori cred că s-a cam uscat de la... M-am lăsat deschis. Pe cartonul acesta nu am mai făcut nimic, l-am lăsat doar așa. Pe lucrarea aceasta am lipit chestia asta și am dat tot așa niște stropi. Și am pus două sticăre cu mâncare aici, că visează la mâncare. Aici plicul acesta l-am pus șervețelul acela cu mambus
pe el și un citat. N-am făcut mare lucru altceva. Am făcut și tagul acesta. Iar aici una din postcardurile acelea și am lipit un timbru pe care îl aveam în clasor și m-am gândit că arată ca lumea. Aici pe pagina aceasta am desenat tot așa niște foi de bambus, frunze de bambus și poate să și scrie aici dacă vrea. Și pe hârtia aceasta am desenat, deși nu prea se vede, am vrut să fie subtil. Aici nu mai e chiar atât de subtil, aici vedeți. Opa, scuze. Hârtiile fiind, nefiind de acuarelă, fiind hârtii normale de scris, s-au mai îndoit, dar se poate scrie pe ele. Șervețelul acesta pusesem pe negru și nu-mi plăcuse cum a apărut, așa că am dat cu pensula aceea cu pămătuf și am pus așa câteva urme. Îi dă un aer mai altfel. Aici am mai pus doar câțiva stropi, în rest cu absolut nimic n-am mai decorat. Și i-am pus punga aceasta. Scrie with love și am dat doar câțiva stropi de culoare și aici la fel am lipit un timbru din acela vintage. Aici am lipit o bucată de tapet. Florile acestea dau așa un vibe de vintage, așa. Iar aici am prins cu această capsă un desen pe care l-am făcut cu panda pe o foaie velină din aceea. Pe partea aceasta a desenului, a printului de fapt, am dat tot așa cu stropi și aici doar am pus niște ștampile. Aici la fel, ștampile și am găsit... Nu mă o să aminte de chestiile astea rotunde pe care le-am cumpărat special pentru jurnalul ăsta și le-am lipit pe margine și un puzzle. Iar aici pe partea aceasta, nu știu cât vedeți, am pus tot așa niște ștampile în formă de floare, frunză, ceva ce... Aici n-am pus decât un sticker și am... lipit această dantelă. Unele dintre ele nu le-am mai decorat, tocmai pentru a nu ai lăsa și ei loc să decoreze. Așa arată plicul acela de la masca de față. Și am pus aici și un tag. Și am scris aici to do, dacă vrea să-și pună liste. Partea aceasta... este interiorul, spatele plicului și am lipit un șervețel pe deasupra cu Tropical State of Mind și am pus acest fluturaș, un washi tape, sticker și atât. Aici, pe partea asta, am lipit iar din cercurile acelea pe care de fapt, ele erau pentru partiuri, dar eu le-am folosit pentru a decora marginea hârtiei. Hârtia aceasta, la fel, am pus niște urme de pensulă cu două puzzle-uri, aici un sticker, partea cealaltă a șervețelului, cealaltă bucată a pungii de la Pairi Dyes, așa am pus stickere și înăuntru. Am pus chestia asta, care este de Crăciun, dar o am foarte de mult. Cred că eram în școala generală când am primit chestiile astea și prin anii 90 erau ceva, nu prea vedeai astfel de lucruri. Apoi
Am lipit un îngeraș aici și am scris GIF pentru Maria. Și am făcut tag-ul acesta. Iar aceasta este una din păsărelele acelea pe care le-am decupat. Aici am lipit de partea cealaltă a șervețelului o bucată din printul, cred că, dacă nu mă înșel, acesta, partea de sus, am tăiat-o și am lipit-o aici, i-am pus un sticker, iar înăuntru am băgat acest plic, în care este această felicitare, s-o și scot, care arată așa. Înăuntru este simplă, poate să-și scrie ea ce vrea. Și aici am lipit o floare, nu, o petală din aceea de trandafir cu o parte din șervețele. Am decupat din hârtia aceea de împachetat și cu niște fire de ață și așa arată. Pe partea aceasta a șervețelului am lipit acest futuraș. Apoi intrăm la a doua parte din acest jurnal. Aici am desenat, pe hârtie se poate scrie. Am desenat și am pus și câteva ștampile, nu știu dacă se văd acum, cu panda și cu fluturaș. Și am pus acest sticker cu Enjoy Today. Pe partea aceasta nu am mai desenat absolut nimic pentru că e destul de transparent și se vede. Apoi hârtia aceasta am decolat-o decât așa. Și aceasta este imaginea care iese în afară și pe care din păcate m-am gândit să o tai înainte să mă apuc să decorez totul. Și pe spate am pus acest buzunar care e dintr-o hârtie velină pe care așa am pictat niște frunze de bambus în toate culorile și am pus niște ștampile cu panda și înăuntru am pus acest tag cu o altă păsărică. Cu acest cap de panda și notepad-ul ăsta. Aici pe acest șervețel n-am mai pictat, n-am mai făcut nimic, doar am pus niște ștampile cu panda și aparat de fotografiat. Aici tot așa, niște ștampile cu elefanți care nu se văd foarte bine, dar nu vroiam să fie foarte proeminente. Apoi aici am lipit chestiile astea, v-am arătat că erau destul de, nu stăteau cum trebuie și inițial m-am gândit că aici vreau să pictez panda și l-am pictat pe acesta și sincer n-am fost foarte încântată pentru că spațiul pe care l-aveam nu scotea în evidență ursulețul. Așa că aici am lăsat ca un buzunar și tot așa am pus un postcard din acela. Așa că l-am făcut pe acesta care este pe o hârtie de acuarelă și l-am lipit pe un carton și este 3D el. Nu știu cât vedeți. Și l-am lipit cu
o bandă din aceea groasă și l-am pus peste tot acest ansamblu și cred că arată mult mai bine decât dacă făceam ursuleți pe aici peste tot, cum propusesem eu. Așa că da. Pe spate n-am mai pus decât un fluturaș și acest postcard. Printul acesta nu l-am mai modificat, poate își pune ea ceva. Și nici partea aceasta șervețelului. N-am mai pus decât sticăre aici în spate. Și această floare. Iar aici la final nu am mai pus decât n-am mai dat decât stropii aceia, care acum se pare că nu se văd. Dar am făcut la fel ca la prima pagină. Sticker. Și aici în buzunarul din spate am pus acest săculeț pe care am intervenit cu acrilic alb. Și arată foarte, foarte fain, chiar îmi place foarte mult cum a ieșit. Și înăuntru, din cărțile acelea pe care le-am luat de la Second cu desene, i-am pus câteva. Pentru a-i da o idee ce își poate pune în el sau poate vrea să le ia cu ea să deseneze, deși. Dar eu le-am pus acolo. Și acesta este jurnalul. Da, sunt foarte încântată că l-am terminat. În sfârșit, mi-a luat o veșnicie jumate. Nu mă așteptam să-mi ia atât de mult. Dar da. Mă bucur că l-am făcut. Și, sincer, nu cred că mai fac eu încă unul atât de rapid. Mă gândeam să fac și la prieten, dar nu. De mâine o să mă apuc să fac globulețele acelea și să fac și lucrarea pentru giveaway și globulețele acelea de lemn și lemnele acelea pe care le-am luat de la țară, da. Sunt curioasă să văd ce pot eu să fac, dar mă rog. Vreau să le termin chestiile astea săptămâna asta, care vine, mai e o săptămână până la 1 decembrie. Și mă gândeam dacă să pun sau nu bradul, că sincer ce e în casa mea, cu toate nebuniile scoase peste tot, da, destul de complicat. Mai văd ce feeling-uri am eu în apropierea sărbătorilor, dar deocamdată e ora 2 și vreau să dorm. Ceea ce n-am dormit până acum, cred că o să dorm buștean, da. Așa că sper să vă placă videoclipul și să vă inspire. Chestiile astea pot fi nu numai jurnale, pot fi caiete de amintiri sau diverse chestii. Dar da, nu mai știu ce vorbesc la ora asta. Mă duc să fac un duș și să mă culc. Așa că pe data viitoare, care sper să fie în câteva zile, așa, la 2-3 zile sper să reușesc să fac un videoclip. Asta până la 1 decembrie, că după aia să văd eu. Așa că, pe data viitoare.